Am considerat acest lucru întrucât, din păcate, Timișoara, care are 400.000 de locuitori în momentul de față, stă foarte prost la capitolul ziare tipărite. E o tristețe mare pentru noi, oameni de media, să vezi așa ceva. Adică te uiți mai departe, nu departe de 100 de kilometri, la, să zicem, Arad, Oradea, chiar și mai departe în orașe mici, sunt 3-4 ziare tipărite, săptămânale, cotidiane. Ori iată, Timișoara stă la acest capitol foarte prost. Ori eu cred că noi trebuie să reabilităm ca jurnaliști presa tipărită, ziarul practic tipărit, întrucât, până la urmă, e o formă de civilizație. E un reflex cultural în care noi ne-am format și eu nu cred în teoria că bănățenii, timișenii nu ar citi ziarele pe fundal tipărit. Din potrivă, problema este, cred că, la distribuție. Acolo sunt necazurile. În rest, cred că lumea își dorește așa ceva cu siguranță și Banatul azi este un pariu în acest sens. Sunt convins că mai are succes, inclusiv în Timișoara, chiar dacă, repet, la prima vedere pare că e o chestiune sortită eșecului. Tocmai din acest motiv noi am încercat acest demers și sunt optimist în privința faptului că va avea succes. Sigur că nu ne vom mai întâlni cu tiraje de ordinul zecilor de mii, dar fiind vorba de un săptămânal, cum este Banatul azi, cred că va prinde, pentru că măcar o dată pe săptămână bănățenii își doresc să citească o presă de stil vechi, cu reportaje, cu articole extinse, cu articole de autor, cu tablete. Sunt convins de acest lucru. Da, într-adevăr, ani mulți am și eu în presă. Mulți mă cunosc de la Agenda, unde am lucrat aproape 20 de ani. Am întrerupt la un moment dat activitatea jurnalistică din cauze, să spun, și obiective și subiective, iar ce m-a determinat să revin în presă a fost tocmai faptul că Banatul azi a vrut să fie altceva. A vrut să fie o revenire la valorile tradiționale ale presei, să încercăm să readucem în Timișoara presa așa cum se făcea pe vremuri. Lumea online-ului a ajuns atât de vastă și de încărcată și cu foarte mult balast, încât cred că un ziar tipărit are un viitor. Și cred că timișorenii, bănețenii vor primi bine acest nou săptămânal tipărit.